Ispita confortului. Ascultați ce zice aici, vânzători, versetul 4, obraznici, îngăfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Locuind într-o casă frumoasă, ce am făcut? Le-am făcut casă frumoasă, curți, loc de joacă. Când sunt mici, le-am făcut balansoare, treburi, piscină, grătar lângă piscină. Și întotdeauna noi în căutarea confortului. Am început să-i ispitim pe ei să nu mai meargă duminică la biserică. Facă barbecue. Grași. Te vom urma, Cristoase, oriunde. Vom merge cu tine și la moarte, cum zicea Liviu joi sara. renunț la lume, dar nu la Isus. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem a Domnului. Și dacă ploaie mâini, nu mai viu la biserică fie că trăiesc, fie că mor. Cum să fie lui Hristos, mă, să mor pentru Iisus, când tu nu vii că plouă seara la biserică? Să păi vorbiți prostii. Serios, dacă vă gândiți la rai, gândiți exact pe dos. Noi, nimic din asta. Ce să murim pentru Hristos acum? Noi nu, venim, noi nu trăim pentru El. Cum să murim pentru El? Nu vi se pare ciudat? Dacă nu trăiești pentru Domnul, cum ai putea muri pentru El? Nu? E că începem să nu-i mai mișcăm. În urmă cu trei ani de zile, aduceți-vă aminte care sunteți pedagogi. În urmă cu trei ani de zile, ni se spunea copiilor noștri, nouă ni se spunea să nu mai ținem în casă la calculator, să nu mai ținem în casă la televizor, să nu mai ținem în casă pe telefon, ci să-i scoatem afară, să se bată cu curcanie, să facă o grămadă de lucruri. Și acum mă am băgat pe toți în casă, mă. De doi ani de zile ținem prunci în casă, facem cu ei online școală. Știți ce va fi? Vreau să vă spun eu ce va fi. Adică, f acum, viitorii tineri noștri vor deveni niște antisociali incredibili. Cu o viață fictivă în lumea virtuală, dar niciun folos, incapabilă să se simtă în lumea naturală. Tulburări de personalitate vor fi cu ghiotura. De după ce îi scoate din experimentul ăsta, nu vor mai fi niciun folos în lumea reală. Să vor teme de toate. De câini, de lucruri. Ei nu mai știu ce -i. Stau numai în casă, închiși la calculator. Și nu mai știu cine sunt ei. Li rușine să measă pe stradă, îmi spunea o fată, zicea, de când sunt în online, nu mai pot ieși din casă. De felul.